ca și reprezentant medical, mă ocup și de partea de ofertare. În momentul în care am o discuție cu un medic veterinar care dorește să-și deschidă cabinet, îl consiliez pe tot ce înseamnă dotare minimă obligatorie, adaptarea bugetului, realizarea investiției în funcție de performanțele sau specializarea pe care o are. Pentru că sunt medici veterinari care se specializează fie pe ecografie, sunt medici veterinari care vor să facă mai mult ortopedie sau medicală. Și atunci eu încerc să adaptez profilul companiei noastre, care este destul de variat, să îi ofer clientului cea mai bună opțiune pentru el. Prima întâlnire, să zicem, pentru un medic veterinar care nu are cabinet, are loc în cadrul unor expoziții, cum este Congresul de Medicină Felină, Ziua Carierei Medicului Veterinar, sau prin abordări, recomandări ale colegilor medici veterinari, iar eu ca medic veterinar am vizite recurente către cabinete.